Vă salut prieteni și bine ați venit pe canal tutoriale gratuite. Astăzi vom continua seria noastră de experimente și vom încerca să vedem dacă putem instala și eventual juca Fortnite pe Windows Vista. O să fie o chestie destul de interesantă pentru că pentru cei care nu știți Windows Vista este unul dintre cele mai slabe sisteme de operare pe care Microsoft le-a lansat. E atât de slab încât uitați dacă dau click data pe Recycle Bin am buton de delete. Deci e foarte foarte slab, e foarte prost gândit, foarte slab optimizat și așa mai departe. Nu ar rost să mai exemplific toată treaba asta. Hai să trecem la acest video și să vedem da dacă putem să instalăm, eventual să și jucăm Fortnite pe Windows Vista. Poți să scriu aici WinVer ca să vedeți și voi exact ce versiune de Windows Vista am. Am versiunea 6 cu Service Pack 2 Build 6002. Deci haideți să mergem pe uh, Google și să încercăm să uh, descărcăm clientul uh, Epic Games. O să intru pe google.ro și vom merge și vom căuta aici Fortnite. Vedeți și voi vechea interfață Google. E o interfață foarte, foarte veche. Hai să intrăm pe Epic Games Fortnite și să vedem dacă reușim să descărcăm. Eu aș crede că vom reuși, dar problema este următoarea. Trebuie să instalăm noi un browser, pentru că pe Internet Explorer văd că nu merge. O să instalez browserul Opera folosind serviciul nite.com. e un serviciu foarte, foarte bun pentru cei care vreți să instalați programe foarte rapid, vi le instalează automat și, și bineînțeles, ultima versiune a programului. Până la urmă am revenit-o pe Internet Explorer, nu știu de ce Opera chiar se, nu se încarcă sau se încarcă foarte greu, văd că după 5 minute s-a încărcat Google-ul, deci nu știu dacă are legătură cu Windows-ul sau ceva, dar revenim pe Internet Explorer, am intrat pe Fortnite, dau download, văd că reușim în felul ăsta și Că o să dau aici pe Windows, da, și ar trebui să ni se, da, perfect, ni se descarcă, o să-i dau run direct, nu mai salvăm mic și eventual pe Windows Vista mă aștept să putem cel puțin instala acest launcher, hai să vedem, îi dăm run, până aparent launcher nostru se instalează fără probleme, deci aș putea spune că sunt speranțe să putem chiar să jucăm Fortnite pe, pe Windows Vista, de ce nu? Bun, s-a instalat, hai să intrăm în Epic Games Launcher și aparent primim o eroare, nu știu de ce primim eroarea asta, Epic Games Launcher has stopped Working. deci toate speranțele noastre au fost ruinate aparent am putea încerca să dăm clic dreapta proprietăți și să eventual să încercăm să-l rulăm în mod de compatibilitate pentru Windows a ah, da ce n-am ținut eu în vedere este că Windows Vista practic nu știe că există Windows 7 și Windows 10 mai departe deci. Hai să încercăm pentru Windows XP, dar nu cred. Ok, cancel aici. Hai să încercăm să rulăm din nou Epic Games. Și apare aceeași eroare. Deci, uh, RIP, nu putem, nu putem juca Fortnite aparent pe Windows Vista. Posibil să fie problema doar la mine. Eu nu știu exact dacă am sistemul de operare pe 64 sau pe 32. Ia să vedem. Cred că l pe 32 de bits, deci posibil să fie asta o problemă posibil să fie problema asta, dar v-am zis că uh, și în videoul cu Windows XP v-am explicat care e faza, problema nu este neapărat că ar fi 32 sau 64, este ceva cu DirectX, deci probabil că DirectX-ul are ceva probleme și pe Windows Vista, n-am nici cea mai vagă idee, deci în concluzie nu putem juca Fortnite nici pe Windows Vista. Cam asta a fost și experimentul de astăzi, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like și să îmi spuneți în rubrica de comentarii ce alte experimente ați mai vrea pe Windows XP, pe Windows Vista, pe sisteme de operare de acest gen. Eu am fost Emi, voi pe canalul oficial tutoriale gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!